Mai mulți primari din județul Hunedoara, în special din localitățile în care începând de astăzi, 24 octombrie, va opera o altă firmă de salubritate, nu sunt de acord cu noile modificări. Mai precis, firma Supercom dorește ca primăriile să se transforme într-un fel de taxatori. Practic lunar este emisă o singură factură pentru fiecare primărie arondată zonei. Primăria plătește valoarea facturii, urmând să recupereze banii de la populație prin impunerea unei taxe. Edilii nu sunt de acord cu această schimbare și vor convoca adunarea generală a Adi Deșeuri în următoarele zile. Vă reamintim că începând de luni 24 octombrie, în zona 3 centru, respectiv în localitățile Deva, Hunedoara, Orăștie, Călan, Gioagiu, Simeria și alte 31 de comune, va opera o nouă firmă de salubritate, respectiv Supercom, în locul firmei Secebrae Cata SRL.